Esențial cu informații, doamnelor și domnilor, din interiorul ședinței DNA, care a avut loc în urmă cu aproximativ 3 ore. La această ședință a participat și Procurorul General al României, Augustin Lazăr. În cadrul acestei ședințe, Procurorul Șef Adjunct, Marius Iacob, i-a informat pe anchetatori că DNA a înregistrat în 2018 o rată de achitare de 40%. Augustin Lazăr s-ar fi arătat îngrijorat de situația de la DNA și a recunoscut că instituția are vulnerabilități. În DNA se vorbește de asemenea și despre motivul real pentru care Anca Jurma ar fi decis să facă un pas în spate. Împotriva acesteia s-ar fi făcut presiuni de către oamenii lui Köves și pentru a nu accepta închiderea importantului dosar DIPI cu cei care au făcut parte din 2 și un sfert. Dosar care într-un final a fost clasat și a ieșit un scandal uriaș, procurorul de caz din acest dosar, Florentina Mirică, fiind cea care a înregistrat convorbirea și discuția cu Anca Jurma, pe care ulterior a și dat-o jurnaliștilor spre publicare. În direct prin telefon cu noi se află domnul Sorin Roșca Stănescu. Bună ziua, domnule Stănescu! Bună ziua! Așadar, apar aceste informații, o rată de achitare ar fi pronunțat Marius Iacob în cadrul acestei ședințe de 40%. Este uriașă. Da, dacă aceasta este cifra, atunci România stă foarte prost din perspectiva modului în care lucrează procurorii. Așa ceva nu mai există în lume. Deci, caz unic, la nivelul Uniunii Europene, ratele de achitare nu depășesc 2-3%. Și asta e foarte grav când se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Credeți că cei de la Direcția Națională Anticorupție încearcă oarecum să apeleze la metode pentru curățarea imaginii procurorilor de acolo, deoarece în cadrul acestei ședințe recomandarea a fost să nu se mai poarte discuții în mediul privat cu foști procurori ai DNA, cu foste persoane din interiorul instituției, oarecum făcându-se trimitere la Laura Cotruța Köveșii? Este evident pentru o instituție care se respectă, mai ales pentru o instituție sensibilă, cum este parchetul, nu este recomandabil ca dialogurile să se poarte prin intermediul opiniei publice. Dialogul trebuie să fie direct între profesioniștii din domeniu și împreună să-și caute să-și identifice soluțiile pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Numai că acolo, la DNA, situația a degenerat cu totul și din acest motiv, nemai având nicio rațiune discuțiile interne, pentru că nu au condus la niciun rezultat, iată, se ajunge la ridicarea poalelor în cap. Rămâneți cu noi, domnule Roșca Stănescu, domnul Tudor Ionescu, consilier general alături de noi în studio. Așadar, domnule Ionescu, 40% rata achitării în 2018. Toată lumea prevedea această cifră într-un final și acest rezultat, cu în considerare dezastrul din instanțe de anul trecut. Da, e suficient să ne uităm la, să ne uităm la stenograma sau la transcriptul interceptărilor acestor între doamna Mirică și doamna Jurma, unde discutau despre cum să, nu, spuneau cum să reducem nivelul dosarului, nu? Sunt prea multe. Păi cum? Prin achitări, prin clasări. Să clasăm totul, să închidem totul, achitările vin în plus și în rest, domnul Iohannis ne spune că nu este niciun fel de problemă și că este foarte mulțumit de activitatea domnului Lazăr. Domnul Lazăr, care a apelat la tot felul de tertipuri astăzi, că n-ați reușit să discutați cu dumnealui când a ieșit de acolo. A ieșit pe undeva, pe ușa ascunsă. Mi-e greu să... Adică este imposibil să găsesc vreo motivație pentru domnul președinte Iohannis de a continua în acest demers de susținere a domnului Lazăr când vin zi de zi de zi evidențe la această ineficiență și la ce s-a ajuns în acest DNA. Și doamna Jurma avea dreptate cu un singur lucru din acea înregistrare în discuția dumneai cu doamna Mirică, în sensul în care cu cât, spunea dumneai, cu cât va dura mai mult acest interimat, cu atât DNA-ul se va deteriora. Ei bine, iată că durează la solicitarea și la, cu consimțământul domnului președinte Iohannis. Ce credeți că ar trebui să facă domnule Roșca Stănescu, ministrul justiției, în situația în care Iohannis amână un răspuns în cazul propunerii pentru șefia DNA? Să se adreseze din nou curții constituționale, să solicite de acolo soluție, la fel cum a făcut și în cazul
doamnei Chioveși și cu certitudine Curtea Constituțională nu va putea reacționa într-o altă logică decât în aceeași în care a reacționat atunci când l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis să o demită pe Laura Codruța Chioveși. Deci vom veni într-o situație identică, va trebui demis Lazăr, președintele Klaus Iohannis va citi, va înțelege, se va executa, dar după care din nou se va crea instabilitate pentru că va refuza să numească înlocuitorul. Bun, dar nu se poate ca de fiecare dată să meargă guvernul și toate instituțiile care fac cereri la administrația prezidențială la CCR. Adică va trebui, nu știu, să instituim permanență la CCR pentru că CCR-ul este singura instituție din România care ia decizii în acest moment. Dacă nu l-au suspendat atunci când trebuia pe Klaus Iohannis, și pentru motivele care au fost perfect îndreptățite, la care s-a adăugat și greva prezidențială, deci incapacitatea temporară a acestuia voită de a-și îndeplini obligațiile, atunci guvernul altă soluție nu mai are decât să recurgă permanent la un arbitraj. Și singurul arbitraj e Curtea Constituțională și asta în timp ce Klaus Iohannis, după cum vedeți, prin intermediul serviciilor secrete, plătește presă străină și recurge la un alt tip de arbitraj internațional. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Roșca Stănescu, pentru intervenție.